Un miliard de lei vechi, atât va scoate guvernul din buget pentru organizarea alegerilor parlamentare din iarnă. Cheltuirea acestor bani a nemulțumit pe mulți dintre prahoveni care sunt de părere că ar fi putut fi cheltuiți pe lucruri mai folositoare pentru marea masă de oameni. Nu știu sub ce formă, ajutor social, pachete, orice altceva. Îmbunătățirea cu caloriei alea, cum se numește. Să se plătească mai puțin factura la iarnă. Sigur că da, să-l ajute acolo pe om, decât să cheltuie banii ăștia. Și atâția deputați, atâția parlamentari care s-au înscris noi vin, că trebuie să-și facă burta mare și ei. Foarte bine să cheltuiască, domnule, trebuie cheltuiți banii de la buget. La sumă să înțelege că e mult, dar nu știu ce să zic. S-ar putea să fie cam mult. La cât de sărați suntem, se poate face foarte mult, da. Ce să facem? Trebuie să facem și alegerile. Mi se pare că dăm importanță prea mare politicii. Multe s-ar fi putut face. Multe. Dați-ne un exemplu. Să se mărească pensiile, că eu sunt pensionară. Să se mai facă din drumuri, că sunt atâtea nefăcute și cu gropi. Alocați pentru bolnavi. Spitalele astea să aibă mai multe medicamente, să... De cât alegeri, să le împun. Ce știe, tot aia face. Alegerile parlamentare vor avea loc pe 9 decembrie.